Și este egal cu 4 adicat din 2. Pe 2, 4 adicat din 2. Da. Puteam numai trebuie să vedeți și în VA... Da, 3 adicat din 2. VA B? Nu. Cum? E 4 adicat din 2. La cine e ce? La D. La de potul B. Avem cu o rupă perpendicular pe AB. Distanța de la adesul urmășelor la V, A, B. La V, A, B. E or? Păi, trebuie să zici, înțelegi? Ori e perpendicular pe AB. Ori e perpendicular pe AB. Da, ori e perpendicular pe VR. O, R, B. Pe BR. Pe BR. Pe BR. Nu. Nu. Păi avem V perpendicular pe... plan. Da, pe ABCD. Da. Avem VR perpendicular pe... AB. Da, B. BR. Aici, aici. Cum ai spus tu mai înainte. Deci nu e o oră, nu? Nu e o oră. Deci distanța de la O la planul V, A, B, B este O, V. O, V. Păi, O, V. V chiar în planul V, A, B. Și atunci nu poate fi o V distanță. E doar o V de doar pe planul V, A, B. E pe A, B, C, D. Da. Deci de V trebuie o perpendiculară. Da. Din nou, plan. Practic, din nou, trebuie să o perpendicular pe planul V, A, B. Exact. Și întrebarea este unde anume? Perpendicular pe plan. Deci, din nou, să zicem o perpendiculară pe planul VAB. Din nou. Ca să fie plan, trebuie să fie două drepte concurente din asta. Da. Păi nu plane, zic puțin. Da. Deci, din nou, ducem o perpendiculară. Mai întâi pe una din dreptele din plan. Da. Adică cele care sunt de regulă prezente, nu? Să ducem noi altele. Aș vrea să vă spun că noi am arătat că V e perpendicular pe AB, că O e perpendicular pe AB. Adică cum vi se pare vouă planul V O E pe planul ABCD? Este un plan perpendicular, da? Pe ABCD. Dar acest plan VOR cum este pe planul BAB? Și motivul? V perpendicular pe planul ABCD, adică pe planul ABD. Nu pe ABCD, pe AB, atât. Da, V perpendicular pe AB, OR perpendicular pe AB, V OR perpendicular pe AB. V OR, de ce a trebuit să primim eroarea? V era perpendicular pe AB, știam. Am arătat mai. OR perpendicular pe AB. Deci AB, hai să o luăm invers, e perpendicular pe planul V, oră. V, O, R. Da. Și dacă AB e perpendicular pe V, O, R. AB e perpendicular pe V, O. AB e perpendicular și pe V, O. Și pe O, R. Și AB și pe O, R. Da? Da. Deci e perpendicular pe planul V, O, R, cum a spus, da? Da. Acum, dacă am o dreaptă perpendiculară pe un plan, pe V, O, R, da.
Orice alt plan care trece prin AB, e vorba de ABCD, va fi perpendicular de planul VOR. Adică și VOR. Deci VOR cu V cu ABC sunt perpendiculare. Se AB. Deci VOR cu ABC. A, cu ABC. Cu ABCD, da? Cu ABCD sunt perpendiculare. Da. Deci, da. Că O e perpendicular pe VOR, pe AB. Ce? O face parte din planul ABCD. Da. Perpendicular pe VOE. Păi dacă două drepte sunt perpendiculare, nu toate dreptele sunt perpendiculare pe planul respectiv într-un plan. Păi da. Deci, nu. Deocamdată avem așa vreuna. Că planul VOR da. Și cu planul ABCD, ele sunt cele două plane perpendiculare. Și dacă noi ducem din nou o perpendiculară pe VR, deci dacă din nou sunt o perpendiculară pe VR, iată aici, într-un punct L, o L perpendiculară pe VR, iată, o L, e perpendiculare chiar pe planul A, B, V sau V, A, B. Ba, de ce? Păi, cum sunt cele două plane? Încă o dată spun. Cum sunt cele două plane? Perpendiculare. V, A, O și cu A, B, C. Sunt perpendiculare. Cele două plane, după cine se intersectează? După V, R. După V, R. Deci planul V, R, O, da. V, R, O și cu V, A, B, R, A, V, R. Deci dacă cele două plane sunt perpendiculare, și sunt, am arătat asta, și eu duc pe muchea comună o perpendiculară, o deci ea, acea perpendiculară, este perpendiculară chiar pe plan. Deci cum e chestia noastră? Deci, planele, încă o dată, merge să spune așa, planele V, O, R și punctăm din nou. Teorema. Da, chiar asta am avut-o, este o teoremă asta. V, O, R, planele, dacă alfa e perpendicular, alfa e perpendicular, se beta. Dacă alfa e perpendicular, pe beta. Și alfa se intersectează cu beta și îmi dă o dreaptă anumită. Iar o altă dreaptă venit impusă în alfa. Venit impusă în alfa. Venit e perpendiculară pe dreapta de intersecția lor. Atunci această dreaptă venit e perpendiculară pe planul beta. Da? Deci dreapta venit din planul alfa e perpendiculară chiar pe dreapta pe planul beta, cel de-al doilea. Noi așa avem. Pe planul V, R, O da. Și cu V, A, B sunt perpendiculare. Dreapta din intersecția lor este V, R. Din punctul O am dus o perpendiculară pe V, R. Da, dar O, L nu e perpendiculară pe tot planul. O, L, ăsta. O, L e perpendiculară doar pe V, R. Păi asta am spus. Bun. O, L, adică din O, am dus o dreaptă B, perpendiculară pe A, pe dreapta comună. Atunci dreapta asta B mic, e perpendiculară pe tot planul beta. O lui pe V, ziceți. O lui pe V, pe plan. Și asta e ceea care trebuia. Asta e distanța de la O la planul B, A, B. Dacă două plane sunt perpendiculare, alfa pe care nu-i beta. Și el se intersectează cu o dreaptă. Și duc o dreaptă și o dreaptă dintr-un plan, din alfa am luat-o eu, da. B mic, e perpendiculară pe dreapta din intersecții, atunci așa dreaptă B mic, perpendiculară pe planul al doilea. Dar de pe ceva parte, da? Și acum să redactăm. Și zicem. Adi, vorbește tu. V perpendicular pe A, V. Deci, V, R. V perpendicular pe A, V.
demonstrat la punctul A și o oră perpendicular pe AB. Rezultă de ei din teorema celor trei perpendiculare? Nu. Rezultă de AB. Și VO perpendicular pe AB. Rezultă că VRO, tot planul VRO, e perpendicular pe AB. Sau AB e perpendicular pe plan. Inversiv. Rezultă că AB asta care e comună, VR o R se intensitează, R se vede, nu? Da. Deci AB e perpendicular pe planul VOR. Cum AB este inclusă în planul VAB, da? AB e inclusă în planul VAB. Deci, pe VOR, da? AB e inclusă pe planul VAB, da? Rezultă atunci că VAB e perpendicular. Planul ăsta, VAB, cam o dreaptă de planul pe un plan, atunci VAB, planul VAB, e perpendicular pe planul VOR. Da? Iar VAB se vede, se intersectează cu planul VOR și îmi dă ce dreaptă? VR. VR. Da, VR. Și fie OL, OL am notat pe aici, da? Fie OL inclus în planul VOR. Este inclus în planul, da? VOR. OL nu poate indusă perpendiculară pe dreapta comună pe VR. Rezultă că OL perpendiculară pe VAB. Și adaug din nou că VAB cu VOR. Nu mai adaug, se vede că da. Deci, rezultă de aici, din ăsta două, că VL e perpendiculară pe tot planul VAB. VAB. Nu? Nu OL. Cum? Păi OL e perpendiculară pe VL. Da. Și atunci o L asta e pe planul VAB. Pe planul VAB. Exact. E pe planul VAB. Și atunci înseamnă că VL egal distanța de la OL. 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 OL este distanța de la O la planul VAB. Și asta pe mine mă interesează, că înălțimea triunghiului VOR. Iau deoparte triunghiul. Nu își calculăm. Triunghiul ca să vadă toată lumea. Asta este, aici este O, e triunghi de triunghic aici. R și V. Deci O, L, asta care este. Așa, O, L. L, da. Este înălțimea cum se acolo. Ia să vedem ce știm. Pe V o știu. V e 4. E 4. Pe O, R, o știu. Tot 4. Da, tot 4. Că e jumătate din 10. Tot 4. Pe R, V? R, V, iau. E 4 ori ca din 2. E 4 ori ca din 2. Pe teorema lui Aria. Aia pe 2, că e. R, V, o știu repede. 4 radical din 2. Și atunci zice alea triunghiului O, R, V, O, R, V este egal cu 4 radical din 2 ori O, L, pe 2 și egal cu cateta unică de 16 de 4 ori 4, ia să dată pe 2 2 împarte într-un 4 și înseamnă cu O, L, va fi egal cu 4 pe radical din 2, care înseamnă 4 radical din 2 pe 2 și 2 radical din 2. 2 radical din 2. 2 radical din 2 este distanța de la O la planul VAB. Da, din nou, în joc a fost ce? Și de rău cer pe perpendiculare cu VO perpendiculare, păi sau da. Altfel, da. Sau altfel făcut așa. De asemenea,
al punctul B a fost ăsta. Să observăm că O râi perpendicular pe AB, V râi perpendicular pe AB. De fapt, AB e perpendicular pe tot planul V, R, O. Deci, AB, dacă e perpendicular pe V, O, R, înseamnă că orice alt plan care trece prin AB, inclusiv planul ABC, nu? Sunt perpendiculare. Și așa am văzut pe V, O, R, cu ABC perpendiculare. Dar am văzut și pe V, A, C, cu A, B, V perpendiculare, cele două plane. Pentru că AB era perpendicular pe planul V, O, R, și planul V, A, B a trecut prin AB. Și atunci, planul V, A, B e perpendicular pe V, O, R. Și cum eu am dus pe O, L perpendicular, și cele două plane s-au intersectat după dreapta V, R, și am dus pe O, L perpendiculară pe dreapta comună, iată, această O, L îi nu numai perpendiculară pe dreapta comună, chiar pe tot planul, pe planul V, A, B. Da? E pe planul V, A, B. Explicația este așa, că planul, cum AB e perpendicular pe V, R, O, e perpendicular și pe O, L. Sau O, L e perpendicular pe AB. Dar O, L a dus-o și perpendicular și pe V, R. Iată-o pe O, L perpendiculară pe V, R și pe AB. Deci O, L e perpendiculară pe planul V, A, B. Și, în felul ăsta, am asigurat perpendicularitatea, perpendicularitatea pe un plan al lui O, L. Și atunci O, L este chiar distanța de la O la planul respectiv. Da. Faceți da? Da. 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 Un criză de timp și... Da. Ce? Ce? Pe dreapta lor comună, într-un anumit plan, așa asta e chiar pe primar pe tot plan. Da? Ca să o avem... Este ca o criterie de perpendicularitate a unui drepte pe un plan. Deci am făcut la sinteza ore. Așa. Drepte și plane. Și plane perpendiculare. Distanța de la un punct de la un punct distanța de la un punct la un plan, de fapt ascunde perpendiculara adusă dintr-un punct exterior pe un plan. Corect. Da? Perpendiculara dusă dintr-un punct exterior pe un plan. Dietru, plane perpendiculare, am scris asta. Dietru. Teorema celor trei perpendiculare. Aici funcții trigonometrice am făcut, da? Funcții trigonometrice. Pentru unghiuri importante.
Nu vă dat un număr așa la întâmplare. O dat unul de 2, o dat nu știu ce, sau radical din 3 pe 2, sau radical din 3 tangenta. Așa. Și funcții trigonometrice pentru unghiuri mai importante. Am vorbit aici de piramidă. Toate elementele se resting, ce mai spuneam tot timpul. Fără geometrie în plană, n-aveți ce situa la geometrie în spate. Începeți să vă convingeți? Da. Oh, dacă nu știau. Dacă nu știi chestiile așa, vreți pătrat, pat, diagonale, egale, perpendiculare, toate chestiile cele. Dacă zicem că două plane sunt perpendiculare, nu zicem nimic? Păi dacă două plane sunt perpendiculare, unghiul diedru este ascuns. Este 90 de grade. Deci numai asta înseamnă. Așa înseamnă. Unghiul diedru și asta înseamnă că ăla e 90 de grade. Exact. Deci nicio altă dreaptă din... Nimic altceva. Deci cele două drepte plane se perpendicular, înseamnă unghiul diedru transmis este 90 de grade. Și asta înseamnă că dacă e un punct pe dreapta comună și duci cele două perpendiculare, unghiul acela... 90 de grade. De 90 de grade este unghiul care ne face referire la unghiul diedru, pentru că unghiul diedru este de două semi plane, nu? Aha. Adică toate zona aceea. Atât, deci transmite. Da, asta vreau. Plane perpendiculare înseamnă asta. Măsura unghiului diedru 90 de grade. Exact. La revedere, vă mulțumim că ați venit cu Prof. Franș, vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uita de like și share. Și să nu uite să transmită mesajul, nu? Mai departe. Care dată la prieten, a tot neamul, cum spune Mario. Mario. La revedere. La naș, la verișori.